A fost o gală cu eliminare în Casa Iubirii, chiar în Duminica de Paște. Trei concurenți au fost nominalizați spre eliminare, Robi, Roberta și Bianca, însă doar unul singur a plecat acasă după emisiune. Robi a încasat voturi pe banda rulantă și s-a trezit nominalizat spre eliminarea din Casa Iubirii. Pe podiumul Galei de Duminică, 5 mai, au mai ajuns alături de Andreea Mantea, Roberta și Bianca. Gala din seara de Duminică a fost una eliminatorie. Majoritatea fetelor au decis că Rob este băiatul care merită să plece acasă, fiind acuzat că ar zbura din floare în floare. Robi, Roberta și Bianca, propuși spre eliminare din casa iubirii, Julia a considerat că Rob merită să mai rămână în casa iubirii, atât pentru el. Cât și pentru Virginia, Andreea a stat cu capejar privind decizia eliminării, spunând că se simte apropiată nu doar de Bianca, ci și de Roberta. M-am atașat de amândouă în aceeași măsură. Vreau să rămână amândouă, nu pot să aleg una singură, a spus Andreea. Primul concurent care a scăpat de emoțiile eliminării a fost Roberta. Am simțit că nu pleci, i-a spus Sebastian. Pentru că Patrick a fost favoritul saptamanii, el a avut dreptul să voteze o persoană pe care vrea să o scoată în fata eliminarii, alături de Rob Sibianca. Nominalizarea lui Patrick a fost Roberta. Tânăra a spus că se aștepta și că nu a fost deloc surprinsă, iar dacă e să plece. Asa cum chiar ea a declarat, ar pleca fără regrete și cu capul sus. Reacția Biancăi după eliminarea din Casa Iubirii Am ajuns în situația în care doi concurenți aflați în Casa Iubirii de la începutul sezonului 3 sunt aici în față propuși spre eliminare, a spus Andreea Mantea înainte de anunțul eliminării. Va părăsi Casa Iubirii cel care are cele mai puține voturi din partea telespectatorilor a adăugat moderatoarea emisiunii. După ce și-a auzit rostit numele, Bianca a vărsat câteva lacrimi, dar nici Julie nu s-a putut abține să nu plângă. A fost o experiență frumoasă, m-am bucurat de ea, vă mulțumesc că am avut ocazia să-i cunosc pe colegi. Nu pot să mă uit la Julie că aș plânge și eu după ea, a spus Bianca, îmi pare tare rău, nu există modalități de salvare. Bianca chiar părăsește casa iubirii, a precizat moderatoarea emisiunii Andreea Mantea. Bianca, nu mi-am putut duce scopul până la capăt, m-am legat foarte mult de unii dintre cei de aici. Vă mulțumesc că sunteți așa de minunate și vă urez succes în continuare, vă doresc numai bine tuturor, a spus Bianca cu lacrimi în ochi. Nu mi-am putut duce scopul până la capăt, acela de a găsi pe cineva, dar am întâlnit oameni de la care am avut de învățat, a adăugat concurenta eliminată. Drumul Biancăi în casa iubirii s-a oprit aici, drumul Biancăi în casa iubirii s-a oprit aici, dar foarte mulți comentatori au regretat ieșirea ei de pe scena emisiunii. Bianca este o femeie deosebită cu un caracter foarte puternic, un om pe care te poți bizui din toate punctele de vedere. Într-adevăr, un om deosebit trebuia să plece Roberta, nu Bianca. Cum e posibil așa ceva? Nu inteleg. De ce nu pleacă Malaca asta? Tot nu are pe nimeni. Păcat, nu trebuia să iasă Bianca, Julia nu mai iese având în vedere că este singura, Patrick nu, Robi, Virginia, Rebecca etc. Pentru ca ei sunt cei ce aduc tot felul de discuții și cauta materiale, iar asta provoacă lumea să se uite. Dacă toti din casa ar fi fost ca si Julie si Robert, educati, ne-ar mai da bine la public, sunt câteva dintre comentariile făcute de public după eliminarea surpriză din Casa Iubirii, Bianca a plecat în aplauzele foștilor ei colegi de emisiune.